Jewish guests. Yeah. Uite ce frumos ne întâmpină pe noi la această școală. Da, așa arată o școală. Și acum ne plimbăm prin curtea școlii. Nu e curtea școlii, este piațeta din fața școlii, probabil aici se ține evenimente importante. Uite și cu steagurile astea. O, deci piațeta e piață totală. Dar unde sunt copiii? Poate ne arată și niște copii. Zice că au și grădiniță și școală primară și școală gimnazie. So we are going to the kid garden. So maybe we are lucky, we can see the kids are playing the grounds. Okay. Yeah. Oh, mergem în kindergarten. Ce drăguț. Wow. You see the gate? Yeah. It's a very typical, very special. Yeah, special so for when they are a high school, if they will be 18 years old, yeah, that means the age of adult. Yeah, yeah, yeah. So they will go through this gate. Ah, this is the ceremony. It's for like a ceremony. Yeah. And also there is a meaning representing that they will go for a higher degree for college entrance examination. Yeah, yeah. So this gate. This is for special events. Deci așa, când termină. Și aici au trei steaguri. Unul îl știm. Al doilea cu alb este al Universității Neniu. Iar al treilea, nu știu, roșu cu ceva. Oh, traversăm gârla. Ia uite ce drăguț! Și o porumbei albe aici. Cred că sunt special să se joace copiii. Foarte fain. Drăguț. Și acum mergem. Mașinile profesorilor. Ia să vedem dacă vedem un număr verde. Toate sunt Jeep. Ah, și da, e închisă grădinița. Nu vedem copii. E așa, așa, așa. Nu, 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 ce teren fain au, cum o chete și ce mare-i spate. Ar fi mulți copii, oare? Uite, parcarea copiilor. Și copiii ne-au primit cu produsele lor. Sunt plecați acasă, cred. Și acum ne explicăm. Wow.
why the kites can fly or why not. Yeah. Și învață ei semnele. Stai că ne filmează cineva din interior. Ia, face și noi cum la copii. Uite, fă așa. Așa vorbim. Ei ne filmează pe noi, noi filmăm pe ei. Simplu. Basically, our the campus is very beautiful in spring and autumn. Yeah, because it's very big. After yeah. the 1 month, it will be very beautiful. Yeah, it's very beautiful because we have a lake, and also we have the duck, flutes in the lake. It's very nice. And the squirrel, the dogs, the birds. Yeah. And once our campus powers from the kindergarten to the high school students, but we are just experiencing the transition from the private to the public. So some students are moved to the new campus now. Okay. And we can recognize the students' basic school the uniforms. You see the purple ones, they are means they are high school students. Okay. And the red colors, they are the primary school students. Mm-hmm. And the blue ones, junior middle school students. Yeah. And the uniforms have different color stars. And we also can recognize which grade they are in. Okay. Yeah, basically it's the uniform. Because there are so many students. So enrolled in this campus can more than 7,000 students. 7,000 students and the teachers. Shop to me. They are only not because there are too many students. 40 to 45. Și acum mergem să vedem liceeni, cred. Că au ieșit afară la curățenie. Sau nu, cred că sunt liberi. Uite, veselie. Poate că e pauză. Și vezi ca o grădină foarte frumoasă. Și intru eu acum prin grădina asta, că avem timp. Wow! Și mai departe nu poți să mergi, dar ce frumos miroase. Și după te duci pe aici. Da. Oh, da, ce frumos. Și vii și stai aici, uite, stai. Și când înflorește totul, probabil. Foarte drăguț. Ia uite ce flori frumoase am găsit aici. Ce copac o fi asta. Wow. Și au și un lac. Dar păcat, de ce nu se plimbă copiii pe aici? Să vezi ce fain e în interior. Un copacel cu flori roșii. Și acum... Da, probabil că e protejat spațiul ăsta, să nu se rănească vreun copil.
Uniformele de liceu. M-a fugit. Și după culoare îți dai seama de, dacă ești din liceu sau din gimnaziu. Și după aia m-au și o emblemă ca să știi în ce clasă sunt. Pentru că este anul dragonului, au avut temă de pictat dragon. Pictate sau sunt postere? Stai puțin să vedem. Pune mâna. Cred că e print. Înțeles. Și astea de sunt picturi. Asta îmi place. Yeah. Fain, că pe toți pereții sunt expuse toate lucrările lor. Mi se pare normal, le vezi. Nu sunt pereții plictisitori. Hey, what is this? Ornico. Dar cât spațiu aici! Nu prea par să fie mulți copii. Ia să vedem niște copii. Hai! Hai, yeah, yeah! You look very happy! Că ei de clar în ce era, nimic, dar ai cântă în jur. Da, ok, ok. I-a certat directorul. Dar îmi place. Spațiu mare, frumos. Se poate lucra. Bine. Gata, stai cu filmul acum. Another one, please. Breakdance. Oh yeah. Very good. Oh, yeah. Good, good. Oh. Nu că se poate. Nu, nu, nu. Oh, ce frumos. Ia să vedem. Ia să vedem alte performanțe. Hai că ai nota 10 de la un director. Sunt încurajată, da. Să vezi care și boxa. Pune muzică, pune muzică. Uite ce drăguță e. E în uniformă. A little dance, yeah! Băi, omul vrea să fie în centru atenție! Oh, lasă aia cu îmbrățișatul, că nu e! Dance! Doamne, pe-aia, vreau să-ți mă. Doamne, pe-aia.
așa se dansează la șeie juniță. Da, da, da. Dar trebuia să o chemaseră pe o fată care urma să danseze, s-a băgat Gigi. Uite, și unii studiază pe aici, pe hol, că e mai distractiv așa. Stai să facem. Uite-i. Hello. Where are you from? From Romania. Romania? Romania, yeah. European country? European country, yes. I know that country, yeah. Very good, very good. Very good. Hello, madam. Hello, where from? Stai să vezi profesorul cum stă la catedră, mamă, e idealul meu în viață, dar să te dea ăsta să filmezi față. Da, uite, dacă te uiți cum stă... Da. Stai să vezi. Uite-l. Vio, uite-te să vezi cum stă la catedră, deci e mișto de tot. Ăsta e plătit. Îl vezi? Ai văzut? Nu poți să știi că ai și vizită în școală și tu stai în poziție. Ca lumea, bine. Deci nu are niciun fel. La noi inspecțiile sunt inspecții, serioase. Nu... Ok, cool. Da, uite așa. Ce zi azi de copii. Și fiecare profesor are biroul lui. Very good. We don't have this. It's very interesting. Oh, sorry. Our office is not like that. We have a round table, some chairs. Round table, chair. It's more flexible, right? Yeah. Here, since everything is ready, all it's very good. Every teacher has his own place to work, to keep his stuff. It's very, this very nice. Because probably five or six in one group is enough. Oh, wow. This the place for teachers for 30 years. Interesting. Teachers' office. Yeah. It's very big teacher's office. Yes, this is a part of a teacher office. So we also have the headmaster teacher office. Yeah, the headmaster teacher office. Different class have different headmaster, you know,
If we have a turn classroom, we have a turn class turned headmaster. We also have the smaller teacher office. Yeah.